Salvare și bine la un set de replay de voastre de World of Tanks. Pe mine, oameni, oameni, adică eu. Primul replay din partea asta în care trebuia să trimiteți cu tankurile grele, noile tankuri grele japonezi. Vine din partea lui 7-Up Rogue din clanul Ilgl. Sorry. În Type 95 Heavy, Tier 4, un bătrân top tier. Are o monstruoasă armură de 37 mm. Dar e constantă, n-are weak spot-uri, pentru că toată lumea știe că tankurile fanteziste care au fost pe hârtie n-au de fapt weak spot-uri și știu și o chestie care ar fi mai slabe, cum ar fi un proiectil tras aici, ar trebui să fie mai bun, nu se aplică la tankuri inexistente. Dar măcar avem un tun care are high explosive hit cu 70 penetrare, deci se poate penetra singur, asta e important. 110 damage, mobilitate acceptabilă, 18 km. Oh. Treapta un Panzer 2C, i-a zburat șenina. Panzer 2C, îți pare că nu înscă la penetrare, să penetreze un Type 95 în lateral. E Panzer 2. Dar, da, poate să și panicat. Dreptul mare, primul kill! Pare că inamicii s-au pus prost, un singur de buci-buci-wagon e în dreapta. Un Panzer 3 acolo și atât. Mai s-a dus acolo doi care au murit. Ce era la bete? Și cam atât. Se pare că mijlocul e luat. Drept urmare puteți să tragem după Chiheu ăla. Să regrete faptul și-a ales să fie cu japonezi. Un Type 95 în față. Vedem dacă Seven-Up se poate ocupa de un Type 95. UE57 în schimb. Sau un Mediu 3. Cred că Mediu 3 ăla. Nu știi că se poate trage. O să duci pe damage, nu-i rău la 4, 3. Damage nici o tras. Seven-Up face angling, pentru ce nu? Deși nu vrea să iasă, că era frică, poate să mediu pe el. V75 bounce. Pare că nu știu bine armura. Și 37 de mm de armură e bună. Eu tras și prost ăla. Ciheu. Dar după cum de Seven-Up știe cum să iasă la mine, se solvă și inclusiv să bagă în față. Turul de căcar și are primul de jocul ăsta, îl face să ateze una de distanțele astea. Dar la Chiheu, Type 95 le spot bate un pe altul, se pare. Și da, se vrea insiste pe țanta, pe țanta, țânta, ce o țântă, e ca o țintă, numai că ești prost. Ținta lui se concentrează pe Type 95, ca să-i fac mai mult damage, dacă Type 95 nu mai iese, de ce să omoare, ce poate să omoare, mai ales că are rat de foc până... Pac 40, în schimb, ăla s-a presfiat. Time 91 ăsta la alt, și-a luat două bucăți, dar l-a rezolvat. S-a grăbit cu shot-ul ăsta și RNG-ul l-a făcut, dar a făcut bounce. Deci, 4 kill deja și se pare că Time 95 rezistă la tier 3, măcar. Tier 4, numai, Soma. Da. Ok. Nu mă așteptam să aibă armură atât de bună. Sau să tragă ăștia atât de proști. Toate ce tier 3. Tătăi de tier 3 aici, dar încă unul mort. E mai n-am că a pierdut tot meciul, 11-7. Dreapta au picat, a rămas buci-buciu. Care o să aibă un Type 2, Type 95 în curul lor și... un Type 95 care stă în spate. Dar buci-buciu a omorât-o, nu? Și am gata asta trasă de mișcare, fără să facem ținta cum trebuie. A mers! Hai nu, Time 95 s-a mers! S-a trezit și înaintează pe lateral cu viteza lui maximă de 21 de km. 22! Unde un BT-7 îi oprește pe amândoi și pe CH și pe Time 95. Oamenii nu știu, dar ce să ne așteptăm la tine? 5 kg pe 7-Up? 5 kg. Vreau și 5 kg de nubi, vă rog. Cu o porție de boți. Și te băut? Te băut niște AFK-er. Dar da, Time 95 zice că bătaie de la, ori de la artilerie, ori de la BT, de la ambele, probabil. Și-a rămas un CH undeva. Seven-Up are impresia că CH sau ori s-a dus la atac, dar n-avea impresia că unul de 7. Mare, e un singur loc unde poate să fie un fricos de tier 3 și anume acolo. Îmi place că nici nu încearcă să întoarcă tankul după el, dar tier 3, nu prea ai ce să faci la tier 3. Rămas de vânat cu artilerie. O să facă Top Gun Seven-Up. Seven-Up?
victorie! Tot așa, cum vrei cu, a, așa îmi zic de minte. Deci da, Top Gun în Time 95 și n-au pierdut foarte multă armură. Ce drept, a fost Top Gun, a fost top tier, n-au fost prea multe vehicule de tier 4, dar nu se juca bine. De ce să-i luăm asta? Următorul replay vine din partea monstrului sacru, mascota Rocom, Grizzly Bear, în OE experimental, tier 5, în primului match. Deci am impresia că e stock. 6 pentru aia, 40 damage, mai puțin decât Time 95, cred. Sau mă gândeam cu un exploziv și cu un nou cu hit. Ce are... Mai încet un pic ca să pot să explic. Ce are... Dă-i un pic mai rapid atunci să termină cu viteza. Plichem o dată. Așa, așa încet, ca să avem timp să vă analizez. OI-ul și OI-ul experimental, un tier 5, sunt considerate în unele din cele mai futute vehicule din joc în momentul de față. Din câte am auzit eu de la alții. Dar pot să văd de ce. Armura frontală la OI este 75 mm. Peste tot. 75, 75 în pantă, 75 la cupole de căcat, 75 aici, 75, 75, 75 la cupola comandantului, 75 la turelele droiz. Este aproape indestructibil în bătălie frontal, mai ales dacă faci angling cum trebuie. Deși trebuie să aveți grijă la partea asta. Față în față am văzut un singur loc în care ai șanse să-l bați, să se bați noi, și anume porțiunea asta. Armura frontală la OI, cum am zis, 75 de milimetri. Dar acoperișul este numai 30 de metri. Deci, inclusiv acoperișul ăsta înclinat aici, dacă trageți, sunteți relativ pe aceeași înălțime cu el și puteți să trageți drept, este doar 45. Deci doar porțiunea asta, doar acoperișul turelei mici, fără căcatul ăsta. Deci ăsta e tot 75. Deci, aici trebuie să nimeriți. Alternativ, bineînțeles, dacă sunteți deasupra unui OI, dați în acoperiș 30 de mm armură, puteți să penetrați cu majoritatea, dar încă de și țineți minte că e pantă. Trebuie să fii foarte sus ca să nimerești la 30 de mm, dar totuși, același principiu. 45-50 e mai ușor de penetrat decât 75. Și angling-ul nu o să ajute dacă puteți să trage de sus. În același timp, am mai văzut o chestie pe care... care e ascunsă de farul ăsta, dar... în spatele farurilor, m-am uitat în ceva tank viewer, zona asta undeva, deci din față, aici undeva ar fi cam 30 de armură, dar nu știu dacă platoșa asta în spate vine în spate, dar aici se vede un pic de colț acolo unde a venit turela asta, ăsta poate avea șanse să-l penetrați pe aici pe undeva, mă nu știu de bine, bine. Timul să vedem ce face Grizzly în prima lui bătălie cu OI-ul, well, face Hell Dance, pare că OI-ul are de preț și acceptabil un... ceva cu care japonezii au ne-au învățat deja, dar se pare că Matilda deja l-a penetrat. Unde penetra Matilda? Matilda de cu gold. Ca să poată să penetreze unul în față, deci el deja îl văd pe Grizzly înjurând acum. It's gira Mati de cu premiul tău și cu meta care te-a făcut proastă și cu tactul care te-a picșat. Sau, ești mai tăi, dar da. Am de văzut și tu gol. Grizzly aproape gata să strivească un VK3 în spatele lui. Dar revine Matilda, a plecat acolo, a rămas în Chinu. Chinu, Matilda iese înapoi. Sigur, adică... 75 acolo, da? Și un pic de pantă. Fără gol nu cred că penetra. Mai ales acolo. Din nou. E pantă aici. Da. Să vedem... din păcate, mobilitate canj, deși e la fel de mobilitate. Pare că toată lumea a încărcat gol după tankul ăsta. De intrare 60, vei ca 3001, nu are nicio șansă. Tot de damage, e un fel de KV mai... mai de încredere. Și nu... Matilda avea Black Prince acolo, să fie problemă. Poate... poate n-are prea prădată, că vreți zici, de-aia l-o penetrat acolo, dar totul nu explică... penetrarea asta. La cât de mici sunt găurile alea, sunt aproape sigur toate muniție premium. Aia n-a pe-ncravă.
Black vence cu lateralul, nu mai e lateralul. Și toma penetra. 72 damage, cam slab, n-avem până mai mult damage. 440. Ce dracu se întâmplă în jocul ăsta? Să-mi explică ce mie cineva. Nu-i prima oră când observ că penetrările nu mai fac damage pool. Adică, odată cu aia explozii și n-am văzut eu cumva. Dacă o armă piercing are 440 damage medie și odată sub 200 damage, cum vine asta? Poate n-a fost eu de. Poate o să mă uit la înregistrare, doar o să uit probabil. Și în partea la altă un Sarul 42. Da, da, ok, de vârful este cucerit, deși Grizzly, uite că e o Matilda în dreapta lui. Și a lăsat un Panzer 4, hai să ocupe de Matilda aia. E Panzer 4, ar trebui să penetreze o Matilda. Grizzly continuă să meargă jos pe Black Prince, că de ce nu, că e tier 4. Și îl rupe. Că... Overpower japonez care arată ca Kuru. Cred că asta a fost tactica... artilerie! Artilerie, care nici nu e atentă. Doamne, jocul, cea mai proastă artilerie din joc. Știe că vin amici spre el. Nici nu se uită unde trebuie și ratează. De la 5 metri. Hai, dacă își prind eu așa artilerie meciului pe care îl dădeam. Și fericitam. 4 hero, inclusiv o artilerie. Și acum, pentru că idioții aia nu sunt atenți, în spatele lor se iază un Grizzly! E un Grizzly, Time Lash 1, schimb stare, trage? Mai e cineva aici, nu mai e. Grizzly trebuia să grăbească. Că putea să vadă clar că Time Lash 1 e acolo, dar bătrânit ursul. Ursule! O, artilerie în stânga! Grilu! Grilu, Grizzly! Lasă tu Time Lash 1, Grilu! Ai ratat Grilu! Cum poți să ratezi Grilu? Nu știu, mi se pare că Grilu l-așteaptă. Și Grizzly nu prea atent la hartă. Că ar fi văzut că Grail e acolo și putea să fie cu totul dreptat, să nu-și iau bucată lateral. Bă, ce noroc ai, Grizzly, să-mi bag picioarele. Dar, Grail fiind un băuș ratat, Grizzly poate să mă vine. Știa că vine. Cât de prost poate să fie Grizzly? Știa că vine, dar nu, eu mă duc la shotgun, în loc să stau în spate, să aștept să vin, să am ținta, pentru că stau acolo, să puf, dau peste el, că nu vreau să obor un oi experimental. 5 chile. Pentru Grizzly? În prima lui bătălie zice el. Și avem acolo Stug și Grizzly mă dezamăgește cu maneta asta. Ai un Stug și te dai înapoi cu lateralul la el, nu te întorci și te dai înapoi în loc să te dai în față după ce ai tras prost. Ai pus ținta pe el și în loc să dai ținta un pic mai jos, te nimerești patoșa, Under Armour, băuuu, și am zis că ești mascotă. Puteai să ai 6 kg, Grizzly. Puteai să ai 6. 6. Cai, 6. Te-ai măgată, Grizzly, a murit. Dar, 5 kg, 12-8. Pe echipa lor, poate faci ceva. În amici avea acum auzit peste aia, dar să v-am spus că doamne, mergeți sus. Mergeți sus, susă de bătălia, sus e punctul vital și după aia dacă eu să fac cap, degeaba fac cap, că nu câștigă mare lucru. Poate un count 34 omorit. Sunt 5 ori ăsta steagul. Grizzly nu se uită la altcineva. Oh, și un pas de 4 harș acolo. Dar mai e ceva. Bun, sunt 5 jucat foarte bine. Făcut reset, l-a omorât pe ăla după o dată în pas de 4 harș, care în loc să ascundă bine o stas să-și apucăți. Steagul a fost restat și vine întărire, inclusiv un AT2. AT2 e bun. Iată, de-o poate să facă față la 4-4, de-a Stug a murit, Panzer 4H a murit și idioții care au încercat să facă chiar până să ducă sus să ajute cu poziția aia au pierdut și Grizzly au pierdut mai mult decât ei, că putea să facă mai mult. Caval divers, acolo în dreapta aveți un Churchill 3, care părea un tag mare odată, lângă o balene eșuată de oi experimental. Și Wargames zicea că ăsta e un avantaj, da, e mare, jocul e mare. Tankul ăsta e masiv, nu e avantaj, tankul ăsta e masiv. Nu, ăla nu e avantaj. Dar, faptul că ați scos armură imaginară care n-avea cum să fie atât de mobilă din cur, da, îl face un tank. Acum că am văzut cât de bine poți să faci, poți să... ce rezultat bun poți să ai cu oiul experimental, oi, 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 oi,
când nu ești atent, să vedem dacă și 209 poate să ne arate cum, ce poți să faci cu eu experimental când ești atent. Deci și observați că tu nu e diferit. Deci, da, Grizzly Rastoc. Ați văzut ce poate să facă o eu experimental când este toc și jucătorul, șoferul, nu e atent. Cât ai penetrare? 230 penetrare, 300 damage. Mai puțin damage decât Hamusarul, deși poate n-avea, poate e o alegere numai atât. N-am tankurile, nu mă interesează, în ele arată ca curu, absolut excreabil. Și n-am niciun interes să mă joc mult tank, deci nu știu cum e grindul la ele. Probabil Hamusarul e o opțională. Stai, ăla era Hamusarul atunci. Și n-am văzut eu atent, da, atunci explică de ce dă pasul de damage cu jumătate de... Dar... Tot jumătate e stoc. De ce ai folosit eu amuțelul când poți ai 130 pe intrare și 100 de... Doar 100 mai puțin damage. Se pare că Shift 209 are niște idioți în față. Time 91 care... vrea să își ia un proiectil în cur. Dar... o țintă, Crusader! 276 damage, mai puțin decât media, dar 276 damage pe Crusader, care e mort, e mort. În dreapta inamici au mai multe tankuri, un cave, un eș, un priest în acțiune. Deci nu se uită la tine, deci dai în spate shift. Uită la el, stai acolo. Oare pot să trag acum? Nu timp! Ce nu m-ați protejat? Și așa moare un prost. Te 34 acum, tu m-ai realizat. Ai o căcat. Lovitorul în laterală din partea cu sedul sau... Te 67. Oiului nu-i pasă. Iară... Cineva l-a penetrat? Și l-a penetrat... cu hit. Toată lumea bagă hit. Sau au super noroc. 75 în pantă și da, îmi place să văd că idioții de la Wargame tot n-au realizat că unde se întâlnesc două plăci de 75 de milimetri e mai mult armură. Gen acolo, da. Și să așteptăm de la oameni care fac tankuri ca eu, cu 75 armură. Peste tot. Care habar n-au cât de groasă e 75 armură și cât de înghesuit ar fi astea. Dar, da. Și cât de grea ar fi să întoarci o mini turele de aia 75 milimetri, dar ce să știi. Sunt beloruși, tot n-au văzut război în viața lor. Ca lumea. Dar, iată și patru murit. Shift stă cu două chine și acum e timpul să arate la un time 95. Stai tu fără grijă, când ajung la tier 5 o să rup tot. Trei hero-uri, AT2 în lateral. AT2 cu lateral. Din păcate, ce mi-a încărcat. Trist. Să vedem cine câștigă între un AT2 cu multi gold sau un... oii care știe să dea cu pole. Și se bagă aia încă. Țineți minte că în AT2 era indestructibil? S-a schimbat vremurile. În situația asta, Shift ar trebui să întoarcă unul spre stânga, să dea în T67 și oii-ul celălalt. Dar în același timp, Matilda BP-ul și cu Shift reușit să termine cu ăla, de primar nu mai pe nimeni lateral și... unii oameni habar n-au să joace cu eu. O să ies cu lateral la celălalt oi, că n-am același tanca să știu cât de bun e. Nu, de ce să-mi văd? Să fac așa, te dragă, 5 kill pentru shift. Că avea un mes prea curajos, ia 336 damage. Solză și 5-ul fiind complet retardat, cu high explosive. Că de ce să... Și nu-i face nimic. N-ai auzit, bă, de armor piercing? 163 damage, termină cu 85 și ai dă lui Shift 209 Top Gun! Și acum Shift realizează că avantajul e cu echipa lui, n-am nici s-a speriat complet de ei și toată gazul mai multe direcții, deci de ce să nu ataci? KV1 ar fi bine să întoarcă și aș fi permită, numai KV1 e mort, Shift nu e atent, poate nu vede celălalt T67, prea concentrat pe T67, ăsta îl vede acum și da, dar și-a luat damage-ul ăla. Și-a murit! 7 kile! S-a grăbit! S-a concentrat prea mult pe T67-le ăsta. Când putea să aștepte să vină T67. Se aștepte să iasă. Da? Că nu mai am la fel de multe hit points pot să aștepte. Dar! Din 15 jucători au murit 7. El însuși și-a luat o tonă de damage drept urmare. Dar... și-a lăsat un singur amic în viață. Pentru cei 4...
cei 5 din echipa lor se termine toți de tier 5. Trobătine de tier 5, care da, am fost Top Gun, dar au fost multe alte de tier 5, am să se facă cu EU. S-ar putea mai bine, s-ar putea mai bine, dar întotdeauna se poate mai bine și cum am zis de mai multe ori. E foarte ușor să zici, să fii general după război, da? Se putea mai bine, puteai să faci așa, 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 dar toți facem greșeli. Să vedem dacă T-67 se bată cu T-67. Nu știu de ce T-67 ăsta e fricos. Are avantaj. Da, nu, înapoi pe T-67. Shift! T-67-le avea mai multe hit points-uri. Dacă nu era prost, putea să facă el kill, dar... Merge. Foarte bine, foarte bine jucat. Acum cât de multe skill și cât de multe OI-ul, asta vă las pe voi să hotărâți. Și dacă vi se pare că OI-ul experimental este un tank OP, OI-ul normal, tier 6, o să vă rupe tot. 150 armură frontală, nu mai e whisper turetură la asta, la altă, are două tunuri care nu-s folosite de nimic, pentru că Wargaming habar n-are să facă turere multiple și incompetent. 70 armură laterală și 175 penetrare. Mai știi mai cine avea 175 penetrare la tier 6? 122. Ce? Nu. Că avea un US. Și urmașul lui nerfuit la pământ, ca 25. Și avem un tun de 175 mm penetrare cu nu chiar 320 damage pe un tun cu impresie excelentă, cum am și că avea un mensu, cu mult mai multă armură. 175 în față. 70? 50? Nu, 150 în față, scuzați. Dar la cât de unghiuri, da? Mare parte 170 pe tot. Din nou, același Wix o să păstrează aici. Ideea e că armura asta, vedeți cum ar veni inelul ăsta? Iese aici, sub dreptul șenile. Nu știu dacă se vede aici. Nu știu dacă există aici. Și nu e modelat. Deci, ori sub... Na, cred că ăsta e colțul ăsta aici. Nu știu dacă puteți să-l vedeți. Deci nu cred că e un colț acolo. Poate mă minte ăla. Aici, undeva, ar trebui să trageți să-ți printrați un OI în față. Alternativă ce de lateral, dar după cum vedeți, spre o zi de cave 1, turela la OI se întoarce mult mai bine. Pentru că eu ăsta o să dureze unde mult până ajunge undeva. Mă sunați, hai să ne grăbim. Poceveli, știi, în schimb, a ajuns la... prinde o bătălie de tir 7, unde ar trebui să aibă probleme, să vedem dacă chiar așa este când ai 150 armură. Mă îndoiesc, sincer mă îndoiesc. Unul din enemici deja a murit, Panther, nu, Vega 3002, Panther 6. Și, da, tot arată oribil OI-ul, dar măcar turnul arată mai interesant. Și, bineînțeles, fiind un OI, Poceveli și n-ai niciun interes să stea în turfișur. Turfișur este pentru laș. Prima țintă, un alt OI. Să vedem cât să-ți omoare OI-ul ăla. Bounce! Nope! Under Armour-ul la OI nu este un X-Bot. Dacă prindeți OI-ul cum era la ieșit așa, încercați să-i dați aici. Sau în special în partea asta turele este stupide. Dar da, spune că artilerii au așteptat acolo și eu dat lovitură. Din păcate, deja au pierdut 2, un KV-85, un T-3, un T-29, genial, unui și geniu, pentru că s-au dus în oraș și toată echipa inamică e în oraș. Poți vedea și terorizat situația și se relochează într-un tank 30 de km în vale. Personal, e dificil să alegi situația. Te duci înainte cu boii ăștia, care sunt toți opriți de 3 tankuri, de care un Cito. Sau încerci să-ți muți curul încet în partea la altă. E clar că orașul e pierdut. Așa că Poceveli și se pare că inspirația din boii ăștia o să facă treabă și se pare că multul nu. Și Poceveli trebuie să folosească tarmă lui probabil să-i oprească pe hoarda aia din amici din oraș. Unde a murit Oniu, în tier 7-le aliat, T-29, Panzer 4H. Cam pe 5? Că e jucat pe 5. Și nu a murit nimic acolo. Ba, a murit Vega 3002. Wow! Deci, cum zicem noi? Două tier 7 heavy, două tier 6, ori a murit un singur tier 6. T-29, în schimb, e cam expus, m-aș fi multe trapă el, dar... Poceveli, știi, încă nu-i spătuit, deci poate să folosească
secundele astea pe care le are. E în păcat, Reload, e cam de căcat. Pentru așa atunci, dar da, e acceptabil. După ce o vedești, terorizează situația și se duce în oraș. Încearcă să zicească o poziție bună de Hull Damage, dar asta cred că face. Deocamdată a făcut un singur shot care a făcut damage. Din două trase. Oare o să fie o rundă bună? Oare o să câștige? Am înțeles că au două cheie de mai mult, dar o sparge la flank. Acum, dacă cineva face spotting, cum ar fi de 25-2, sau pantherul ăla care se duce la atac, poți o vedești, dar putea să fie de turnul ăsta. Din păcate, KV3. Și pe rog la foc. Și cineva n-are extintor. Nu-mi place poziția în care stă pociovelește, pentru că își arată lateralul la el. Dar în același timp face asta ca să poată să dea, să urce dealul repede și să rămână în hold down. Este doi, eu fiind un om inteligent, zice, nu, eu mă retrag. KV2 e oarsă cu existință automat. De asta vă cumpărați extintoare. KV85 vine, nu, eu o să pot să fac asta. KV2 ăla n-a nicio șansă să penetreze, adică poate dacă are armă, rog, dar n-a nicio șansă. KV3 da, KV3 KV85 o dus, Black Prince-ul cu lateralul, Black Prince-ul cu lateralul, sau Tiger P-ul cu lateralul Freley. De ce? De ce faci asta? De ce faci asta? KV85 aproape mort, tu ai 300 damage, deci dacă îl penetrezi, mai mult de jumătate de damage dă-i inusit. Și el are un tun de căcat de 100 de milimetri. Are 200 de milimetri, are 200. Când ai un Black Prince cu lateralul, ai un Tiger P cu lateralul turelei. La tine ești, tu dai după KV85 de tir 6. Da, ok, bine să termin cu ei, dar oricine poate să penetreze un KV85. Tiger P-ul și Black Prince, în schimb, Black Prince-ul e trolli, ca Tiger P-ul pus în toare armură. Ar să zice. Shot la tapă Black Prince. Din nou Tiger P-ul nu se uită. Și Sherman Jumbo. E2 din Jumbo. Ce vedește, nu prea pune țita bine. Le ține prea în spate. Dar Black Prince e aproape mort. Dar s-a băgat în cover. O să fie o problemă. Artileria au început să dea. Artileria? Tiger P-ul aliat se bate cu un OI în partea, în baza lor. Ce vedește, la limită. Un pic mai în față, măi. Un pic mai în față. Sherman. Dă-i Sherman. Crezi că e lateral la toți. Okay. Sherman se retrage. Tiger P-ul și-a luat damage masiv de la T25. T25 a jucat bine cu la Tiger P-ul ăsta. Și ca Tiger P-ul în sfârșit, acum, mort. Puteam să faci asta de mult timp. Dai să-i prinzi una, două bătăți în lateral și să-i faci viața mai ușoară, te dau 5 ori la 2, dar... Ok, dă-i încă avea 85, bă... Situația a fost salvată, prezența OI-ului aici, dar și a Tiger-ul din spate, T25, KV2 și Panther-ul ăsta care s-a întors. Deci au făcut treabă împreună. Nu știu cum sunt și toată lumea fuge după un IS-2. Panther-ul ăla contra IS-2, periculos IS-2-ul? 360 damage, Panther-ul se retrage. Oh, n-am roată de foc, hai să mă retrag. De ce nu mai te retragi? Unii oameni sunt crap. Unii oameni nu înțeleg cum merge. Mă scuzați. Majoritatea oamenilor habar n-au cum funcționează jocul ăsta. Asta 75 penetrare. Da, să zicem că am un noroc de high roll. Da. Tu poți să tragi primul, nu știu de ce te uiți în altă parte. Este doi. Wow! Ce a fost aia? What? What in the butts? Ce a fost aia? A avut noroc IS-2 acolo pentru de aici. Noroc mult. Și acum, de undeva de sus, departe, oii din lateral. Poate. Posibil să fie oiul celălalt din lateral. Dar n-are max. Adică să zicem, poate. Sau artilerie. Cablul la salvare. Pam, param. Înainte să tragă la limită.
Genesis 2 înaintea Wii-ului? Și l-a penetrat? Ha. Ok, cred că asta s-a întâmplat, cartilierea tocmai a căzut atunci. Și Wii-ul celălalt cred că nu poate să tragă de acolo. Ok! Totuși, cred că Pocioveliști a fost prea agresiv acolo. Ales simtele greșit la început între 85-ul ăla și ceilalți doi. Și apoi a uitat că e tier 6, este de spun, este 2 care a știut unde să tragă. Sau cred că high explosive. Hit, că... Da. Nu hit, nu... Gold. Cred că gold. Una din două. Poate că cred că gold, nu știu. Pocioveliști ce poate să ne spune în comentariile astea dacă chiar așa s-a întâmplat. Ah, da, este rally play-ul în care Costică campează în bază și rupe tot. Când ai niciun pic de viață, campează în viață, în bază bine. Tiger, Peu și Pantherol au ajuns amândoi în bază și Costică îi ține în pace. Îi ține departe, putea să facă capital, să ducă partilerie, dar a rămas în viață contra Tiger, Peu și poate câștigă. Din păcate vine mai e un Tiger 1, mai e un T252 care adău, vede că știe să tragă. Și oiul lui Costică, în sfârșit, și-a luat un damage la artilerie. Cave 2, un apac! Bază 29 damage? Nu, o tras, mă duc pe el! Da, știu că mai am un pic mai jucat, mă duc pe el! Eu mă duc, artilerea aliată ratează. Cave 2, distract all. Destruc. Vede capul. Tiger Peu e măcelărit. Tiger Peu l-a jucat fantazie de prost. Aici nu mai trec mai departe. Și știe, poate Costică de shell cu gold. Caz în care, bă, cave 2. Are șansa. Costică o tra și am văzut pe pielul lui Pocioveliște ce reload de căcat are ăsta. Dar se va ce face aici Costică. Încearcă să se miște stânga, dreapta, față, spate. Nu numai ca să rateze artilerie, dar și ca cave 2 să se aibă șansă să rateze. Dar nu l-a dat, din păcate pentru el. Da, nu, T25 omorât Hamelul. Costică omorât cave 2. Costică a rămas singur contra 3, inclusiv artilerie. Dar a dus acolo cave 2 cu aia explosivă, dar numai 200 damage, Costică dă 300 damage. Termini cu T25-2. Pentru un tank atât de monstruos, cu un tun atât de monstruos, ca oiu e destul de precis. Trei kill de ambele oiuri din Rockom. Să vedem ce face Tiger-ul. Tiger-ul are o casă în față. Și ce? Cum? Mi se vedea că plățâna peste casă. Ok, acceptabil, 200 penetrare, merge. Dar da, mergi bun din partea lui Pocioveliște și Costică, deși Pocioveliște a greșit. Eu știu asta, că aș fi jucat mult mai bine cu Iu dacă jucam. Dar nu joc, de ce? Și ultimul replay pe ziua de azi vine din partea lui, ce urât a tutunul ăla, din partea lui My Master în Oni. 175 armură frontală, inclusiv aici. 200 armură frontală la torelă, 150 armură laterală la torelă, 70 la ăsta, dar are și nimeni multe. Din nefericire pentru el, un tank enorm. Monstruos de enorm. Și are un tun care face... Tărnule. 121 penetrare, numai dar 700 damage. Un fel de mini mouse. Nu, mini E100. Și My Master probabil conduce FK. Te-au realizat situația din orice. Placa asta dă o tunul care nu-ți folosit deloc pe jocul ăsta. Ai explosiv 150, numai penetrare. Ai explosiv anti-tank și... de ce n-ai merge cu mai explosiv? Adică, ce e drept? N-am un T29 care îl prinzi în hull și faci 700 damage. E posibil ca tankul ăsta japonez să fie distractiv. E să joci cu el, oricât de oribile arată, dacă știi să joci cu ele. Dacă știi să joci cu un cave 2 cu mai multă armură. Să vedem ce va face My Master cu tankul ăsta într-o bătăie de tier 7, ce-i drept. Sunt doar 5 tier 7, motiv pentru care ori este o sufere. A scăpat, dar... Cineva prea curajos și-o băga nasul. Doar un tier 5, dar e un tier 5 mai puțin.
Nu știu de ce că mai mea să stă în spate. Probabil se gândește, probabil corect, că Panzer 4 l-a încărcat deja cu ochiul. Okay. Dar, își mează, avem un... Unde dăm? Unde dăm în ăsta? T-28? Oh. A, ce pe polo mișto mai mistă. retrag și am zis, să fie un tank mai mare, e o cazinală. Dicker Max de lateral de dată. E un avantaj. Când ești mai mare decât toate celelalte tankuri. Ieșire proastă pe Dicker Max-ul ăla, dar... Bă, mă, e mort acum. Dar l-a costat ăsta de multe hitpoints. Din păcate să-mi găsesc și un crop aici, că e geniu. Deci atunci ce-a făcut acolo. Pentru că e mult mai înalt decât orice altceva din bătălia asta, poate mai puțin. My Master. A putut să tragă în acoperișul T-28-ului care are mult mai puțin armură. Se fac damage. Se pare că sunt ghesui ca mulți din echipa lui în bătălia asta. Dar poziția rămâne T-29-ule. Unghiul e prost pentru ieșirea la T-29-ule la 70 armură la cărălalt, să-mi spune. T-29-ul are 109 de șiu penetrare. Panzer 4 încearcă să fugă. T-20-ul se grăbește și blochează Panzer 4, care moare. Dar, da, T-29-ul a ieșit. Mai să se întoarce acum, vedem ce face un iu. T-29 le hotărăște să dea în OI în loc să dea în tankul de tir 7 care e cu lateralul la el. Se răzgândește din nou. Cineva o să moară acum. Din păcate, dezavantajul a fi un tank înalt e că nu poți trage jos. Și ce drag? Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Up. Frame-urile mele, toate, mor frame-urile pe PC-ul ăsta. Da, cel mai optimizat joc din lume, în replay-uri, că nici nu mă joc. Ok, tu fii și ăla blocat vederea. Deci da, avantajul când ești un tank prea mare e că poți să tragi în alță. Dezavantajul e că nu poți să dai în armură altora dacă armura e singurul whisp masiv, deși... Nu știu de ce mai să-ți dă în spate, era atât de aproape de T-29 ăla, încă putea foarte bine să-i dea cu polă. Dacă tu fii și ăla nu ascundea tu polă, și asta o idee. Și acum putem în sfârșit să-i dăm jos în hăl? Nu mergem în lateral la el. De ce mergem în lateral la el? Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Dar, man, o mers! Știți, zic ca la aia, dacă prost și merge, nu-i prost. Un Hellcat, curajos. Mult prea curajos. Dar încearcă. Și moare. Rest in peace, Hellcat. E25 cu gold. Că bineînțeles. Bouncy, E25. Țin că mai sunt căcatele de în joc. Și cineva a uitat că au un ONI pe lateral, cum ar fi T20-ul ăla. O să dea în T20 sau în 85? O să dea în T20. Cred că tankul ăsta e bun dacă ești să joci cu el. 500 de ani. Bine, dar un contratir mai mare, 121 pentru care am legat. Framing speed, 133 de damage. Și 65 încearcă să flancheze un... ăsta. 15 hit points. Înapoi. E greu. Atac e greu. Și jos. Transmisii speeder ăsta. Ăla e înconjurat, dar știm exact unde-s toți. Da, asta nu se întoarcă înapoi. Ajungea mai repede acum pe el decât dacă s-a făcut asta. Dar da. Victorie! Match! Bun! Într-o bătălie tier 7 în care ai un tank care face 700 damage. Oniu rupe. Acceptabil de manevrabil. Super armură pentru tirul lui. Fără weak spot-uri frontale, pentru că Wargaming-s niște imbecili. Tun destul de bun, cum am zis, e un mini E100 care nu are weak spot-uri frontale. E100 are weak spot-uri frontale, deci. Da. Mulțumesc de vizionarea de vară și pentru replay-urile de data viitoare. Să vreau să faceți lupte cu tankuri. Cu...
tankuri. Ce tankuri? Bună întrebare. Cu tankuri premium. Știu că le aveți, trădătorilor. Deci, da, arătați de player cu tankurile voastre premium. Pe data viitoare. Nu contează tirul, nu contează nivelul. Tankul premium. Ne vedem peste 20 de luni. O zi bună, tovarăși. La revedere. Și stați departe de tankurile japoneze, că sunt periculoase, rău.